Bună dimineața, bine ați venit la o nouă emisiune, Evenimentul Zilei. Invitatul nostru din această dimineață, președintele Traian Băsescu. Bună dimineața, domnule președinte. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Alături de mine, colegii mei Silviu Sergiu și Dan Andronic, directorul Evenimentului Zilei. Mulțumesc. Bună dimineața, domnule președinte, bine ați revenit la Evenimentul Zilei. În ultima vreme, din ce în ce mai des. E nevoie. E nevoie. Că altfel aș sta mai liniștit. Adevăr e că am trecut printr-o nouă criză, o criză similară cu cea din vară, în care de data asta, după părerea mea, e puțin mai gravă, pentru că o dată la 4 ani românii poate să-și aleagă reprezentanții pe care îi trimit în Parlament, în ideea că vor legifera în interesul lor, în interesul românilor, în interesul celor 4.400.000, de exemplu, care au votat USL-ul. Însă, zilele trecute ne-am trezit că avem 588 de parlamentari care votează doar în interesul lor. Ajungem în situația în care în România este afectată inclusiv baza democrației, pentru că alegerile și modul în care tu îți exprimi voința de a trimite niște oameni în Parlament ar trebui să reflecte interesele electoratului, nu interesele celor care sunt trimiși în Parlament. Ajung românii să trebuiască să fie apărați chiar și de Parlament? Pentru că asta vă spun, întrebare, fundamental, mi se pare o criză majoră. Întrebarea este complicată și, dacă vă aduceți aminte, înainte de alegeri făceam un apel cu credibilitatea pe care o mai aveam atunci. Făceam un apel, dragi români, nu-i votați pe cei care au dosare penale. Sigur că disprețul a fost total pentru un astfel de apel, dar românii văd acum rezultatele. Ce înseamnă să-i votezi pe cei care îți dau o găleată, o pufoaică, o găleată plină de promisiuni, sau să accepti să-i votezi pe cei care au dosare penale, probleme cu anii, probleme de incompatibilitate, pentru că ei au fost cunoscuți înainte de alegeri. Da, da. Presa a semnalat liste întregi. Da, domnule președinte, dar pe de altă parte am constatat că nu există nicio poziție politică în Parlament. Nu, asta e complicat. Până la urmă, știi, se poate spune că asta a dat poporul, a dat 70% acestei majorități, USL-ului, domnului Ponta și domnului Crin Antonescu și lui Voiculescu. Însă, dacă mai e un 30% și el a risipit pe acolo prin Parlament, nu poți să ai mari pretenții. Un singur lucru este deranjant. Când liderii ai cel mai mare partid din opoziție, cum a fost domnul Rădulescu la Senat și domnul Toader la Camera Deputaților, care au semnat inițiativele de castrare a atribuțiunilor ANI. Iar aici mi-e foarte greu să cred, cunoscându-i foarte bine pe cei doi oameni politici cu foarte multă experiență. Exact, că au făcut-o de capul lor și fără binecuvântarea conducerii partidului. De altfel, pentru mine a fost confirmarea. Vă aduceți aminte ce reproșam când m-am despărțit de PDL? Că s-a dus campania internă cu mesaje de genul: Băsescu ne-a băgat primarii în pușcărie, Băsescu ne-a băgat consilierii, Băsescu ne-a băgat miniștrii, deci cine vrea ca Băsescu să o voteze pe Udrea, cine vrea ca noi să ne protejăm să voteze cu mine. A fost unul din mesajele interne extrem de necinstite, care m-au făcut să mă despart de PDL când am văzut cine a câștigat. Dar revenim puțin la situația actuală. Noastră ați ieșit, ați avut foarte multe ieșiri în ultimele 4 zile. Presa a scris, de vorba aia, a roșit pe pagina întâi și pe internetul. Societatea civilă s-a exprimat. Dar totuși, senzația mea a fost că până n-a existat o intervenție din partea Comisiei Europene, din partea Ambasadei Statelor Unite, a Olandei, Germaniei, Angliei și așa mai departe, lucrurile nu s-au gripat. Deci lucrurile mergeau înainte. Putea să intrați în grevă prezidențială. Dar noi puteam să intrăm în greva foamei. Domnul Andronic, eu aș vrea să reduc puțin și din entuziasmul celor care acum dau pe spate în extazul intervențiilor cancelarilor străine și a Comisiei Europene. România nu este o țară fără anticorpi. A fost foarte bine. I-a făcut să dea înapoi mult mai repede, dar încă avem o curte constituțională.
la care oricât am reclama-o că e politizată, după părerea mea, nu va face compromisuri fundamentale în numele susținerii unui partid. Și încă există un președinte care mai trimite o lege înapoi, mai apelează la Curtea Constituțională. A fost foarte bună intervenția dintr-un singur motiv, că a pus capăt mult mai repede disputei. Altfel, cu capacitatea de a minți a lui Victor Ponta, a lui Crin Antonescu, a lui Zgonea, a lui Voiculescu, ne-ar fi fost mult mai greu să ajungă mesajul la populație. Mi se spune că n-am înțeles bine despre ce este vorba. Am înțeles că chiar primul ministru Victor Ponta a dat un interviu la un post francez de radio în care spunea că nu e adevărat, că exista consultări cu CSM-ul, că nu este adevărat, că ceea ce s-a întâmplat nu e o modificare fundamentală deci, a codului penal. Omul acesta minte. Dacă deocamdată nu avem o confirmare, n-am văzut transcrierea, n-am văzut decât relatări. Dar dacă este adevărat ceea ce spune, într-adevăr e o minciună. Omul acesta minte oricum. A mințit și ieri, și pe români, și Crin Antonescu la fel. Acești doi prima intervenție. Și ieri a mințit, când s-a făcut că dă înapoi. Ei au știut amândoi aranjamentul între Victor Ponta și Crin Antonescu pe legea amnistiei și grațierii și pe modificările la codul penal s-a făcut luni înainte de plecarea deci lui. A fost un aranjament, domnul Antonescu a fost, știa despre amândoi au știut foarte bine. Acum însă acționează la... Ieri nu știam încă asta. Dar astăzi vă pot confirma că s-au înțeles amândoi ca în timp ce Victor Ponta e la Johannesburg, aceste legi să treacă. Păi și baletul domnului Crin Antonescu cum vine? Niște mincinoși, domnul. Când au văzut că e groasă, au început să facă pași înapoi pe principiu scapă cine poate. Eu vă spun însă ce se întâmplă. Ei s-au discreditat profund cu lovitura de stat de anul trecut din vară. Alegerile le-au mai dat o șansă în fața partenerilor noștri. Au spus, domnule, asta vrea poporul român, hai să guverneze. Să spunem că atunci abia venise eu din opoziție și au avut abordări profund nedemocratice. Acum însă nu mai merge, pentru că s-au la aceleași personaje. Tot Victor Ponta, Crin Antonescu, Dan Voiculescu sunt mari aranjori ai jocului. Nu vă uitați că au dat sarcină unui șmenar politic, scuzați-mă, că asta a făcut cu ordinea de zi, cum e Zgonea sau domnul Iordache, alt jurist strălucit, să aranjeze modificarea la codul penal. Vă spuneți așa, ei obținând legitimitate publică și fiind aleși în urma alegerilor, s-au bazat pe faptul că Bruxelles le va permite mai mult decât le-a permis Bruxelles în 2012? Bruxelles n-a spus nimic la instalarea lor la putere după alegeri. A spus, domnule, la 70% n-ai ce să spui asta, mă. Victor Ponta, pentru credibilizarea acestui moment, pentru că au fost toate foarte bine gândite, împreună cu Ministerul de Externe, au stabilit, îl izolăm pe președinte, nu mai face nicio vizită, toate vizitele le cerem în numele premierului. L-au plimbat prin toată Europa, dar ei au crezut că au convins. Și dacă a bătut... De aceea și-au imaginat că vor câștiga exact. De data asta? De aceea și-au imaginat că acum, după ce l-am plimbat ca pe Sfintele Moaște, pe plagiator, da, prin toate cancelariile, când va da lovitura în legislația anticorupție, toată lumea va spune, îl cunoaștem. Din păcate, ce n-a înțeles Victor Ponta și dacă mă întreba, îi spuneam, în nicio cancelarie n-a fost crezut. În nicio cancelarie n-a fost crezut, a rămas tot cel care a dat lovitura de stat și a blocat Curtea Constituțională cu ordonanțe de urgență. Iar acum s-a multiplicat, este înzecită neîncrederea față de Victor Ponta, comparativ cu momentul în care au dat lovitura de stat de anul trecut din vară. Acum, dumneavoastră ați putea înțelege că eu sunt
în momentul de față fac o propagandă împotriva acestor oameni. Nu este adevărat. Dar știu care sunt efectele la ceea ce au făcut. Știu că nimeni nu crede că n-au știut. Ar fi în Europa oricine ar râde să afle că liderii unei coaliții de 70% și primul ministru și președintele Senatului n-au știut că se modifică codul penal, când asta e una din politicile fundamentale ale unui stat. Păi nu, și chiar dacă n-au știut e mai rău decât dacă au știut. Nu, au știut, au pus-o la cale și au vrut să le reușească bazându-se pe faptul că, domnule, m-am plimbat în atâta lume, uite la Johannesburg, când să trec dintr-o ușă în alta, am dat nas în nas cu Obama și am dat mâna, domnule, cu asta nu ne mai zice nimeni nimic. Ei nu-și dau seama cum sunt priviți niște oameni care sunt primiți, că nu poți să refuzi să te întâlnești cu primul ministru al unui stat membru UE și mai ales că e al șaselea stat ca mărime din Uniunea Europeană și ca pondere de vot în alegerile care urmează să se întâmple la nivel european anul viitor. Deci nu poți să nu-l primești, dar dacă îl crezi sau nu este cu totul altceva. Iar eu le spun dinainte de această încercare de distorsionare a democrației în România, că n-au fost crezuți de nimeni. Toată lumea aștepta fapte. Iar faptele pe care le-au făcut sunt cele de astăzi și trebuie să găsim soluții. Pentru că România este în momentul de față în atenția tuturor. Soluții pentru ce, domnule președinte? Iar noi, din păcate, am luat-o pe drumul mai lung. Soluții pentru ce? Să arătăm altfel decât ceea ce suntem? Categoric, da. Păi da. Categoric. Eu, să mă iertă Dumnezeu, am un parlament care a decis așa. Nimeni nu crede că parlamentul este autonom de liderii politici care conduc coaliția majoritară. Nimeni nu crede. Și se știe că așa se votează în toate țările Uniunii Europene. Partidele aflate la guvernare, la nivelul liderilor se stabilesc anumite politici. Haideți să construim un scenariu care sper să fie fantezist, deși s-a dovedit că întotdeauna realitatea bate filmul. Parlamentul votează, trece de Curtea Constituțională, deci un președinte mai maleabil, da? Trece de președinte, trece de Curtea Constituțională, se întâmplă. Care sunt consecințele pentru România? Grave. La ce ne așteptăm? Aceste modificări ne scot din criteriile politice, în primul rând. De la Copenhaga. Nu mai suntem în criteriile de la Copenhaga. Pentru că atunci când ocrotești corupția la nivelul administrației, și aici nu discutăm, toată lumea s-a focusat pe senatori, deputați și președinte. Nu. Primari, consilieri. Dacă citiți cu atenție, toți primarii devin imuni. Da. Deci nu, toți consilierii, judecătorii, rețineți, judecătorii, notarii, avocații, toți cei care nu lucrează în baza unui contract de muncă cu instituțiile statului. Păi cine în Uniunea Europeană poate accepta o astfel de țară? Deci dacă un avocat transferă șpaga de la client către un procuror sau un judecător, nu îi șpagă pentru că el n-are contract de muncă. Și i-a dat un buchet cu flori. Da. Și n-are fișa postului. Nu știu dacă vă dați seama cum evaluează cancelariile occidentale acțiunea asta nesăbuită. Dar nu cred că se ajunge la aplicarea mecanismului de suspendare a dreptului de vot. Pentru că asta e o opțiune nucleară mult prea dură. Construit, pașanul care trece. Eu, ca om cu 9 ani de experiență în Consiliul European, vă asigur că dacă nu corectăm lucrurile astea repede, vor fi consecințe formidabile, inclusiv posibilitatea suspendării votului. Pentru că asta e mai grav decât ce a făcut Orban în Ungaria. Această modificare a codului penal dă liber la corupție și țineți cont că nu vorbim numai de criteriile de la Copenhaga. România a semnat Convenția împotriva corupției, Convenția Consiliului Europei, am ratificat-o în 2002 și în 2004 am ratificat Convenția împotriva corupției la nivel ONU. Deci, România este cu această acțiune în afara unor angajamente elementare. Corupție este considerat
unul din elementele care afectează și viața socială și piața liberă. Păi bun, și ei nu s-au așteptat la asemenea reacții, că bănuiesc că nu sunteți singurul om din România care știe lucrurile astea. Asta e de neînțeles, practic. Ce-și imaginau? Adică... Îmi este greu să realizez. Pentru mine e foarte clar că încercând să o facă la nivelul înțelegerii dintre lideri, pentru că vreau să fac o paranteză, eu susțin în continuare că 90% din parlamentari habar n-au avut ce au făcut. Le-a făcut semn. Sus, da sau nu? Sus, jos, sus, bine, jos. Acum, au fost doar câțiva inițiați care au știut ce se votează. Că, nici nu și-au bătut capul. Domnul Andronic, absolut de acord. Dar eu nu i-aș pune pe toți în mecanismul acesta ticălos care ne-a pus din nou într-o situație dramatică din punct de vedere credibilitate ca stat. Și aici trebuie să găsim soluții rapide. Asta vreau să vă întreb. Ce e de făcut? Deci, din păcate, deci PDL-ul în alta curte au declanșat o operațiune corectă de contestare la Curtea Constituțională. Acest lucru lungește procesul. Nu știu când va fi pe ordinea de zi, cu certitudine în ianuarie, la Curtea Constituțională. Nu știu când se va pronunța Curtea Constituțională. Deci asta înseamnă că până la pronunțarea Curții Constituționale, toate cancelariile vor sta cu ochii pe România. Drumul mai scurt era, nu știu dacă au o procedură, eu după ce ajung la birou o să încerc să iau legătura cu președintele Camerei, să trimită la mine cele două legi spre promulgare. Spre promulgare, să le trimit înapoi și luni să le modifice. Și acțiunea de la Curtea Constituțională să devină... Să rămână fără obiect al activității, dar... N-am mai fost de mult prin Parlament, dar nu cred că e posibil în momentul în care au atacat-o, deci, la Curte se duce întâi acolo. Vor trebui văzute exact procedurile Curții și eu cred că nu se poate, dar drumul mai scurt de rezolvare a problemei era... Să vină la mine, să o trimit imediat înapoi și într-o zi să abroge toate prostiile care sunt scrise acolo. Dar nu va fi suficient. Dacă suntem pe drumul lung, avem o perioadă îndelungată în care România va fi monitorizată de toate statele membre ale Uniunii Europene ca un stat fără busolă. Un stat gata să-și piardă busola. Credeți că suntem în pericol ca România să fie dată exemplu? Da. Avem acest pericol. Să se facă un exercițiu de autoritate cu România? De aceea spun că cea mai bună soluție ar fi să o rezolvăm rapid. Asta din punct de vedere tehnic. Repet, odată atacate la Curtea Constituțională, nu știu dacă poate fi schimbat drumul legilor. Dar politic? Politic, am spus, nu am dreptul constituțional, dar... O măsură care ar arăta o poziție internă radicală ar fi dizolvarea Parlamentului. Dar constituțional eu nu pot face acest lucru. Constituțional este foarte greu. Nu. Nu pot face acest lucru. Deci trebuie să uităm de această alternativă. Avem în schimb alta. Ca domnul Antonescu, Ponta, Zgonea să demisioneze imediat și să-și numească, nu râdeți, costul la ceea ce s-a întâmplat este atât de mare. Și aveți sentimentul că l-au realizat? Eu nu știu, dar nu vreau să spunem am ajuns într-o fundătură și nu mai avem soluții. Avem soluții politice de a ni se da o nouă șansă să rămânem un stat european civilizat. De ce să demisioneze și pe actualul parlament să intre alți lideri sau să ajungem în procedura de dizolvare? Nu. Suntem totuși un stat democratic. Au fost alegeri acum o lună. Asta a ales poporul. Numai că cei care au gestionat, au aprobat, au patronat politic acest atac la statul de drept, trebuie să facă urgent un pas înapoi. Oricât l-am plimbat de acum pe Ponta, rămâne
și cu lovitura de stat de anul trecut din vară, și cu plagiatul, și cu lovitura la justiție dată acum. Oricât l-am plimbat, deci poate să-și cumpere 10 avioane care să nu stea nici o clipă să umble prin toate cancelariile lumii. Va fi primit cu flori, cu siguranță, prin Africa. Dar în Europa, în America, în Canada, va fi privit ca omul care are trei mari probleme. Lovitura de stat, plagiatul și lovitura la justiție, pe care eu o echivalez tot cu o lovitură de stat dată zilele trecute. Da, cred că sunteți mai mult decât conștient din punct de vedere politic că Victor Ponta nu-și va da demisia, Crin Antonescu nu-și va da demisia. Și mai mult decât atât, nu va genera o reacție publică genul acesta de comportament. Nu vă supărați. Aveam obligația să spun care este soluția pentru România acum. Da. Pentru că nimeni nu mi-ar ierta-o dacă m-aș băga sub masă să spun, 70% asta e. Menținându-și guvernarea, menținându-și alianța, au și alți oameni decât niște imaturi, incapabili de democrație și de înțelegerea modului cum funcționează un stat democratic, ca Ponta, Antonescu, Zgonea. Dar bănuiesc că acum aveți mai multe informații și o imagine de ansamblu asupra ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. De unde a venit presiunea asta uriașă pentru modificarea? De la baroni. De la baron. De la baron. Noastră vorbiți de Oprișan, vorbiți de... Haideți să le dăm nume. Vorbiți de președinții de consilii județene, de mulți primari. Păi gândiți-vă că 60 dintre ei a anunțat anii că sunt în investigație. Ei știu. Uitați-vă ce se întâmplă. Ieri, alaltă, ieri când, descinderi la Consiliul Județean Dolj sau Gorj. Sălta pe cel de Dolj. Și ei anticipează că vor mai fi. Păi, eu spun că asta înseamnă că ei vor relua această tentativă într-o formă sau alta, mai discretă, spun eu, și în altă formă. Nu știm. Deocamdată este imposibil să o mai reia și dacă la trimiterea înapoi a legilor sau dacă vor persevera cu legea cu amnistia și grațierea, România va suferi enorm, enorm. Dar credeți că baronii vor renunța? Dacă ei sunt captive acum, dar... Și e până la urmă, pentru ei este un exercițiu de supraviețuire, domnule președinte, personal. Pușcărie sau libertate? Nu renunță, n-a mers. Poate să nu renunțe, dar vor rămâne doar cu gândul că... Poate îl pun pe Dragnea, că reușește mai bine. Nu prim-ministru. Am fi unii să avem prim-ministru cu dosar penal în instanță. E, nu era o glumă. Nimic nu mai e o glumă, dar în ziua de azi. Mie mi se pare că reacția PDL-ului a fost bleagă și nici nu mai vorbesc de pobreta. N-aș vrea, se va spune, pentru mine a fost doar o confirmare când am văzut că a semnat Toader și Rădulescu pentru decapitare. Capitarea anii, a fost doar o confirmare, n-aș vrea să vorbesc, că nu vreau să fiu adversarul PDL-ului. Dumnezeu cu ei mă facă ce-or vrea. A fost o confirmare vrea. Că au aceleași probleme ca și PSD-ul, ca și PNL-ul, ca și... Da, pe care mi le reproșau și mie și lui Boc, cu presiune mult mai mare, la mine mai puțin, când era PDL-ul la guvernare, cu care jumătate din PDL a fost de acord și l-au susținut pe Vasile Blaga, care a fost purtătorul de drapel al acestui mesaj în interiorul partidului. Asta e. Dar nu PDL-ul este adversarul meu. Adversarul meu sunt cei care sunt adversarii României. Adversarii credibilității României. Și dacă vor merge mai departe cu această inițiativă, chiar în condițiile în care României se poate suspenda dreptul de vot? Nu vreau mai există soluții pentru asemenea situație. Eu mă gândesc, știți de ce vă întreb, pentru că am trecut printr-o criză când s-a încercat o nouă modificare a legislației și golirea unor instituții de conținut. Da. Am asistat la a doua, nu văd de ce nu am avea o patreie. Adică nu mi se pare deja nimic, nu mi se mai pare imposibil. Domnul Andronic, putem specula dacă după cât au investit ca să-l plimbe pe Ponta prin toate cancelariile, reacția cancelarilor a fost asta, ei trebuie să înțeleagă că nimeni nu-i poate păcăli pe partenerii noștri pentru că regulile sunt clare și când regulile sunt scrise, orice încercare de a explica o abatere de la ele, mai ales una grosolană, este neacceptată. Nu există explicație pentru ieșirea din criterii.
Aici faceți o distinție. Gândiți-vă că România n-a putut începe negocierile de aderare până n-a îndeplinit criteriile de la Maastricht, noi de la Copenhaga, criteriile politice. Până n-a semnat cele două convenții anticorupție, a Consiliului Europei și a ONU. Bă, cum putem să facem pași înapoi după ce am devenit membri? Eu sunt convins că dacă nu ne mișcăm foarte repede, avem riscul să fie prea târziu. Domnule președinte, îmi cer scuze. Care e avantajul? Avantajul este că vin sărbătorile de iarnă și la Bruxelles, să știți. Și se calmează? Nu, vor reveni în ianuarie, după sărbători, dar poate rezolvăm lucrurile până atunci. Și le facem o surpriză. Plăcută. Vreau să punctez un lucru. E clar, e o campanie de intimidare a justiției, graduală, care crește în intensitate. Eu asta credeți că sistemul de justiție în momentul de față poate să lupte, pentru că e importantă reacția și sistemul de justiție. Nu, dacă noi țipăm la televizor, ok, dar... Sistemul de justiție poate să lupte și, după părerea mea, va lupta atâta timp cât îi lași instrumentele, adică legile. Ok. Deci, cât timp nu se va modifica cadrul legal, sistemul de justiție va reacționa. Dar dacă tu, Parlament, îi modifici cadrul, iei instrumentele nu prin numiri de oameni, ci prin modificarea legilor. Lași ineficient. Au încercat prin numiri de oameni cu lovitura de stat de anul trecut din vară. Că au spus președintele are semnătura finală, hai să ne punem noi președintele nostru și să ne punem oamenii care vrem. Apropo de oamenii care vrem, ați văzut vreo reacție de la domnul Nițu? Am înțeles că a dat un SMS unui ziarist, asta e singura referire pe care am văzut-o, în care a spus că e... Deci, corect. Eu zic, boda proste, că Dicotul și DNA-ul sunt asigurate cu niște procurori care s-au dovedit onești luptei anticorupție. Dar l-am văzut și pe domnul Dumbravă de la CSM, care țipa în legătură cu statul de drept. Am rămas un pic perplex. Adică domnul Dumbravă e un tip antireformist. Eu pot să vă spun că în CSM, când s-a formulat poziția, au fost doi membri CSM care n-au fost de acord cu ea. Care au spus, de ce ne băgăm noi în puterea legislativă, știți? Da, e principiul separației puterilor, care poate să funcționeze așa. Adică puterea legislativă poate să decapiteze puterea judecătorească, pentru că nu ne băgăm. Da. Dan, am eu o întrebare, dacă... Dați-mi voie să mai trag o concluzie din care poate românii învață ceva, ceva esențial. La această putere să aibă grijă să nu le adauge și președintele la alegerile de la anul. Este bine să se facă acest echilibru între o putere discreționară cu 70% în Parlament și un președinte care mai poate frâna, dacă e și credibil după ce dă semnalul, se mai uită și cancelariile străine și mai reacționează. Imaginați-vă pe Crin Antonescu președinte azi, cum ar fi trecut modificările la codul penal și legea amnistiei și grațierilor. Imaginați-l pe Victor Ponta. Dar Crin Antonescu totuși a spart gașca până la urmă. I-a lăsat în offside. Nu, hai să fim serioși. Și a spart-o când a văzut că s-a rupt craca. Și s-a trecut pe principiul scapă cine poate. Pentru că el s-a înțeles cu Ponta pe tot, inclusiv pe legea minelor. Dumneavoastră, când ați primit primele informații? Că ați avut informații că da, se va întâmpla lucrul ăsta? Da, din Parlament, la un moment dat, când pe fondul tărăboiului mediatic care era legat de legea amnistiei... Deci în ziua aia, nu mai devreme. În ziua aia, n-am reacționat seara. Dar nu s-a prins niciun om din opoziție că se pregătește ceva. Acela a fost semnalul pentru ambasade, care a doua zi s-a uitat toate. Când s-a modificat codul penal, nimeni nu se prinsese. Și voi v-ați prins foarte târziu, v-ați dat seama. Bun, ei au făcut raportul ăla pe șez. Am mult mai truculentă legea amnistiei, pentru că viza persoane concrete decât o modificare. Dar să știți, pentru statul de drept mult mai grea e lovitura cu codul penal. Este adevărat, dar și noi, și cred că nici noastră, n-am avut senzația inițial că s-au modificat două legi. Am avut senzația... Nu, eu când am ieșit la 18.30,
Știam doar de una și pe vorbe ce s-a modificat. N-am avut hârtia. Dar de la un parlamentar de încredere care mi-a spus, domnul președinte, e un dezastru, nici nu fusese eu distribuite proiectele. Da, exact. Deci a fost aproape un silențiu, o stampă total. Vorbitură pe șest. Da. Și dintre cei care au știut ce s-a votat, au mai vorbit în stânga, în dreapta, probabil chiar unul responsabil care a spus, bă, măcar informați-l pe președinte. Și a venit la un parlamentar pe care îl cunoșteam foarte bine. Ceea ce spuneți dumneavoastră acum este că ar fi bine ca în 2014 să existe un președinte care să fie în opoziție față de ceea ce e acum USL. Eu nu spun în opoziție să fie un președinte care să nu fie omul majorității, să nu depindă de ei. Păi Antunescu o să iasă în opoziție și o să zic că eu nu mai sunt omul majorității. Bun, cred trebuie să fii și credibil. Este și o problemă de onestitate până la urmă, că poți să fii omul majorității, da. Cam așa ajungi președinte și contează cum te porți în... Deci câte ciocniri n-am avut eu cu majoritatea condusă de PDL pe chestiuni de-astea și a fost o poziție onestă. Sincer acum, în 2012, după lovitura de stat, au câștigat cu 70%. Da. Da? Ce s-a schimbat? Și putem fi optimiști că va exista genul ăsta de reacție publică? Pentru că eu mă uitam zilele trecute, a fost un meeting în fața guvernului, au venit puțini oameni. Adică nu există reacție publică. Cei de la trebuie PMP. Da, PMP, adică nu, oamenii au alte probleme acum și oameni, nu... Da. Ce ne poate face? Au fost mai mulți împotriva Roșiei Montane decât da, acum. Da, exact. Adică au fost pare că 20.000. Asta e o lovitură mult mai grea pentru și pare că românii nu reacționează la așa ceva. Exact. Păi da, aici și noi avem o responsabilitate. Spre exemplu, dacă românii, noi, cei care nu credem în subjugarea justiției, dacă românii ar înțelege că fără o justiție imparțială și care, în primul rând, pe demnitari să-i frigă atunci când greșesc, i-ar duce mai bine, așa n-au nicio perspectivă. Pentru că le va da ponta câte 5 lei, câte 10 lei la salariu minim, le mai dă la pensionare 18 lei, le mai dă o indexare și ei cred că ăla-i binele. Aici e problema. Eu probabil că una din misiunile pe care o să mi le asum în perioada următoare va fi să le explic românilor cum sunt păcăliți de 20 de ani cu 15 lei la salariu sau o indexare și de ce România nu poate evolua cât timp politicul nu este supus controlului justiției și pedepsit pentru ce face. Luăm o pauză scurtă de publicitate. Și urmează să pun după pauză întrebarea legată de Dan Voiculescu, care nu cred că știți, o să vă arăt. Are o postare pe blog în care spune că v-ați înțeles cu Crin Antonescu ca să-l trimiteți la pușcărie. Publicitate, revenim după câteva minute. Nu înțeleg nimic din scrisoarea asta. E ceva cu etă. Ia să vedem ce are moșul cu etă. Trompetă. Amuletă. Rachetă. Racletă. Bicicletă. Vedetă. Tabletă. Și net. Iarna asta magia se dublează. Ia-ți pachetul cu televiziune, internet și telefonie de la Romtelecom și primești tableta Samsung 3G plus acces online la filmul avioane. Iar pentru magie dublă, primești și net nelimitat de la Cosmote. Comandă la 1930. Romtelecom. Televiziune, internet, telefonie. Întâmpină iarna cu uneltele potrivite. Alimentează în benzinăriile MOL și ai reduceri de până la 55% la produse pentru casă și outdoor Fiskars și Gerber. Când durerile în gât devin usturătoare, ai nevoie de un medicament. Strepsils Intensiv are 3 beneficii. Calmează rapid durerea, reduce inflamația și ușurează disconfortul la înghițire. Strepsils Intensiv. Eficient în tratarea durerilor în gât. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Surorile cerușărese erau toată ziua la iar maroc. Visau numai rochii scumpe și nestemate. Pe când cenușăreasa separa zi de zi, răbdătoare, linta de mazăre. Mare fumirarea surorilor când după câțiva ani ele s-au ales doar cu rochiile. Cenușăreasa a agonisit la BCR Banca pentru Locuințe. Cu prima de la stat și creditul obținut, își lua casa alături de prinț. Împreună schimbăm povestea.
BCR, Banca pentru Locuințe. Probleme cu urinarea? Prostamol 1, medicamentul eficient care încetinește mărirea prostatei și reglează urinarea cu doar o capsulă pe zi, minim 3 luni. Prostamol 1, treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Ce faci acolo, tati? Uite, repara aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul E.ON România. Viața activă. Nu lăsa durerea de cap să te scoată din ritm. Noul Nurofen Express Forte capsule moi. Mai rapid decât durerea. Se absorbe repede, acționează prompt și își menține efectul până la 8 ore. Bucură-te de viață în ritmul tău! Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Jisc avem o gamă variată de oferte excelente cu ocazia Crăciunului. Reducere 20-40% la toate lenjeriile de pat din flanel. Doar săptămâna aceasta, lenjerie de pat catifelată și călduroasă la numai 78 de lei. Reducere 40%. Sau acest scaun practic la numai 25 de lei. Reducere 17%. Găsiți mai multe oferte extraordinare în broșura noastră sau pe www.jisc.ro. Jisc, o ofertă excelentă! Dacă vă porniți la Jina, cel mai simplu mă găsiți dacă vă luați un telefon cu hărți și navigație în GPS. Ia-ți un Nokia Lumia cu navigație gratuită prin Here Maps, cameră foto performantă și internet ca pe calculator. Un 2014 nelimitat de bun. Vodafone. De Crăciun câștigă și dăruiește celor dragi un camion de jucărie pe minut sau un brad de Crăciun cu decorațiuni pe zi. Cumpără Coca-Cola și fii moș Crăciun. Spend at least 20 lei at KFC Romania and you could win one sastă ustroi in New York City! Bapta! Află cum poți câștiga o vacanță pentru doi la New York, o tabletă Samsung pe zi și premii garantate la... KFC, that's so good! Durere în gât? Am eu soluția! Strepsils Miere și Lămâie, cu acțiune antibacteriană și antivirală pentru un efect calmant rapid și durabil. Strepsils, eficient în tratarea durerilor în gât. Cine e cel mai iscusit bucătar? Eu sunt, pentru că pot să-i dau gustul nostru preferat. Ba, eu sunt. Pot să fac tortul nostru preferat să se facă mare, mare. Eu sunt cea mai bună. Pot să fac tortul nostru să arate atât de drăguț. Ba, eu pot face tortul nostru preferat mare și drăguț să zâmbească. Dr. Oetker face din fiecare cel mai iscusit bucătar. Ingrediente de calitate și decorațiuni frumoase. De la Dr. Oetker. Probleme cu urinarea? Prostamol 1. Medicamentul eficient care încetinește mărirea prostatei și reglează urinarea cu doar o capsulă pe zi, minim 3 luni. Prostamol 1. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Carpatina TV. Teleshopping. Pentru părinții care vor mai mult timp, am lansat jocurile Carpatina, o colecție unică ce va ține copiii ocupați pentru multă, multă vreme. Cum ar fi jocul educativ În cât timp îngheață apa? Binecunoscutul joc de răbdare, Cât un pic, pic, pic. Sau mereu popularul Micul Paharnic. Încercați chiar acum jocurile Carpatina și primiți gratuit timp liber așa cum aveați la 20 de ani. Emisiune prezentată de Carpatina. Spirit tânăr. Jambon, sarmale. Când mâncarea îți pică greu, încearcă Fiobilin. Cu Fiobilin mănânci bine, te simți bine. Fiobilin, pune bila leneșă la lucru. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Am revenit. Da. Deci vorbeam de postarea de pe blog a lui Dan Voiculescu, care spune că într-o emisiune televizată, cea de ieri de la Adevărul, ați declarat că Antonescu nu a sprijinit legea amnistiei ca semnal pentru Dan Voiculescu. Pe de altă parte, dumneavoastră ați spus că legea amnistiei era făcută pentru Dan Voiculescu. Da. Dan Voiculescu începe să se simtă o victimă și a dumneavoastră și a lui Crin Antonescu. Da. Legea amnistiei, pentru că a fost un element important în tot ceea ce s-a întâmplat,
chiar mai important decât, important decât modificarea codului penal, pentru că avea efect imediat și pentru niște oameni care chiar aveau probleme rapide, care trebuiau rezolvate rapid. Credeți că, într-adevăr, Crin Antonescu a vrut să-i dea un semnal lui Dan Voiculescu sau pur și simplu a mers pe ce ați spus? Au fost, au fost două elemente, cu siguranță. În primul rând a fost cu scapă cine poate, dar Dan Voiculescu se încadra în legea amnistiei și grațierii, că el a primit 5 ani la prima instanță și probabil speră să se mențină, să nu sară pragul de 6 ani. Cu celălalt dosar se încadrează pe modificările la codul penal. Da. Cu șantajul. Exact. Deci, sigur că derobarea lui Crin Antonescu de legea amnistiei, asupra căreia se înțelesese cu Ponta, repet, el a cedat fiind aici și Ponta la Johannesburg, el a văzut presiunea uriașă pe care a generat-o presa. Și atunci a făcut pasul înapoi. Sigur că el a știut foarte bine că una din țintele legii amnistiei și grațierii este și Dan Voiculescu, care trebuia să scape. Asta vreau să întreb, dacă a fost o chestie conștientă. Categoric da. Categoric da. De asta s-au și ridicat pragurile, pentru că faza inițială la 3 ani sau 4 ani, nu mai știu. Păun și Voicu, Madalin, care au inițiat legea, au făcut-o pentru 3 ani. Pentru electoratul lor. Se gândeau la romii care sunt pentru furat în autobuze, pentru nu știu ce să-i mai scoată din pușcărie. Însă au profitat de ea șacalii politici, care au vrut să rezolve și problemele lui Adrian Năstase și problemele lui Voiculescu și problemele multora. Relu Fenechiu. Dar în această înțelegere Ponta Antonescu, că mi-a spus că acum aveți mult mai multe informații, l-ați regăsit pe Dan Voiculescu? Adică a fost parte la această înțelegere? N-a fost la masă la discuție, dar a fost una din țintele cu probleme care trebuie rezolvate. A fost în to-do list, exact cum a primit Ponta are două liste, una de la Barroso și una de la Voiculescu. Și nu știe niciodată care are prioritate. Ori dacă vrea să afle, îi spun eu, lista de la Barroso are prioritate. Deci domnul Antonescu a fost readus la ordine, adică încearcă să reintre în grațiile lui Voiculescu, pentru că era un conflict la un moment dat și s-a decuplat. Și dacă vă uitați și PC-ul a basculat de la PNL la PSD, în baza înțelegerii cu Ponta. Antonescu a cam fost abandonat de Antena 3 la susținere și toate pe Ponta, iar cu ocazia asta, dincolo de faptul că a făcut pasul înapoi pe presiune, i-a dat un semnal și lui Voiculescu. Mă, nu-ți dispus să merg până în pânzele albe, să mă sacrific pentru tine dacă tu nu pui televiziunea și în slujba mea. Deci, în mod categoric, este o analiză pe care o am și se vede. Pentru că ăștia sunt oameni care cred că președinții fac televiziunile. Dar dacă așa va fi, vor rămâne slugile televiziunilor în mandat, așa cum sunt acum în acțiunea politică. Sunt de pe... Uitați-vă la ei când se duc la Gădea, parcă se levă cu profesorul. Numai nu le pune note Gâdea la sfârșitul emisiunii. Poate să tem că Mihai Gâdea poate să devină contracandidat la președinție. Sau directorul TVR-ului. Sau directorul TVR-ului. Da, de ce nu? Vreau să schimb un pic tema. M-am uitat ieri pe declarația lui Victor Ponta referitoare la reacțiile ambasadelor străine. Și partea care mie mi s-a părut îngrijorătoare a fost cea referitoare la Chevron. Adică mie mi s-a părut că premierul spune în acest moment... Aș putea să vă las în brațe dacă mă mai enervați mult. Americanilor. Exact, nu, Chevron. Da. Chevron a fost un șantaj asta am zis către ambasada Statelor Unite. Dacă nu vă liniștiți, s-ar putea să vă abandonez protecția la Chevron. Eu n-am crezut că se poate ajunge la astfel de declarații. Nu-i dau nici măcar scuza că poate a greșit, pentru că altfel ar fi realizat și revenea. Deci pur și simplu a fost un șantaj pe față. Păi poate și-a imaginat că ajutându-i cu investiția asta o să închidă lumea ochii, că na. Copilării. Bun. Copilării.
Niciodată. Întotdeauna, nu numai Statele Unite, și Germania, și Franța, și Olanda, și România își vor susține atât cât pot companiile. Dar să nu vă așteptați ca aceste țări pe care le-am enumerat vor face vreodată compromisuri de la statul de drept pentru un contract. Credeți că există vreo legătură dintre faptul că Comisia Europeană vorbește de confiscarea extinsă a averilor în momentul de față, e acquis comunitar pe care va trebui să-l preluăm, și această tentativă de imunizare a corupției în fața legii, că poate le e frică că rămân fără averi? Bineînțeles, numai că în opinia mea nu are mare legătură, pentru că la noi este introdusă confiscarea extinsă. Deci nu este legătură cu ce a adoptat Parlamentul European acum două săptămâni, da, legat de raportul cu confiscarea extinsă. Da, dar se vorbește de procurorul european, domnul președinte. Aia au refuzat, dar nu e după ei. În Parlament. Însă modificarea asta nu este în legătură, la codul penal nu este în legătură cu confiscarea extinsă, pentru că ea există, sigur, în legislația noastră. Modificarea la codul penal a fost, știți cum o iau eu privind mai adânc, a fost, domnul președinte, te-am trecut și pe tine acolo, deci n-ai nicio problemă cu cecul, că te-am rezolvat. Da. Noi, senatori, deputați, miniștrilor și voi, că sunteți și parlamentari, judecătorilor și voi, notarilor și pe voi v-am scos, avocaților și pe voi v-am scos. Deci a fost... Deci înțeleg că rămâneau doar fraierii. Doar oamenii obișnuiți, cei care nu lucrează în partea de autoritate. Deci gândiți-vă, procurori, judecători, miniștri, notari, avocați, senatori, deputați, președinte... Toți sunt, dacă această lege trece, toți sunt în afara noțiunii de șpagă, de corupție, de orice, când lucrează cu bani public. Gândiți-vă că orice judecător este liber să ia de la avocatul unui infractor pachetul cu bani, pentru că nu se mai supune noțiunii de corupție. El nu poate fi corupt pentru că e scos din categoria celor care lucrează în instituții publice. Aici a fost o mare minciună, da, păi că mă întreb, că au tot președintele, spus. Judecătorii, senatorii nu sunt funcționari publici. Nu suntem funcționari publici în accepțiunea legii funcționarului public. Administrativă, dar conform codului penal, legal, articolul 145 definește instituțiile unde cei care lucrează au abordarea de funcție publică. Președinție, judecătorii, primării, CSM. Mai am o curiozitate legată de Bruxelles, domnule președinte, pentru că se vorbește și de extinderea MCV-ului pe zona de stat de drept. Știți foarte, da, toate discuțiile astea. Da. România, practic, oferă Europei acum un pretext categoric să implementeze, da, acest mecanism. Categoric. Ne va ajuta mecanismul ăsta într-un fel ca să mai domolească, eu știu, apetența asta? Orice mecanism de supraveghere... Eu am fost foarte mult timp tentat să încep un set de discuții, hai să găsim o altă formulă, să intrăm în formula în care vor intra toate statele Uniunii Europene la anul. Da. Să nu mai fie un MCV separat cu condiții separate pentru România. Din păcate, evenimentele din Marțea Neagră, cum ați denumit-o voi ziariștii, fac imposibilă o abordare credibilă a subiectului. Noi am mai fost în această fază în primăvara anului 2012, când se stabilise în toamnă intrare Schengen și de la 1 ianuarie 2013 trecem la un alt mecanism mult mai puțin presant. Dar ce s-a întâmplat în vara anului trecut, reconfirmat acum... Deci susțineți ca MCV-ul să rămână și să fie chiar întărit. Domnul Marian, nu sunt un șef de stat care își dorește acest tip de supraveghere, dar este clar că și dacă mi-l doresc și dacă nu mi-l doresc, nimeni nu-l poate ridica după evenimentele din această săptămână.
Deci chiar dacă îl vreau, chiar dacă nu îl vreau, s-a dovedit că nu este necesar și atunci... Și oricum le-am dat atâtea argumente ca să susțină decizia exact, de a nu ne da, de a nu ne introduce în spațiu Schengen da, total, da, nici nu mai are rost să discutăm. Haideți să intrăm puțin, pentru că te-am aminte, într-un registru în afară a ceea ce s-a întâmplat în ultimele 3 zile. Ce veți face cu bugetul? Pentru că e o întrebare... care ne, deci, ne lovim aproape zi de zi. Mențin punctul de vedere că taxa pe combustibil, benzină și motorină, nu este necesară. Bugetul are venituri pentru a acoperi tot ceea ce guvernul Ponta a promis. Indexarea, am și promulgat bugetul asigurărilor sociale de stat. Deci se pot plăti pensiile. Da. Creșterea cu 5% a venitului minim garantat, creșterea cu 10% a salariilor dascălilor, acea primă pentru rezidenți, pentru medicii rezidenți, pentru toate sunt resurse. Banii din taxă sunt bani furați din buzunarul românilor pentru a fi duși în principal la Ministerul lui Dragnea și de acolo distribuit clientelei politice, primarilor, consiliilor județene, pentru a-și putea extrage și resursa financiară și să facă unele lucruri în vederea câștigării alegerilor. Repet, banii din taxa suplimentară pe motorină și benzină sunt bani care se fură de la populație pentru jocuri politice. Eu sunt în stare să demonstrez oricui că bugetul are venituri să acopere toate promisiunile pe care le-a făcut premierul Ponta și cu reduceri de cheltuieli la Dragnea, la bugetul pentru serviciul datoriei publice, dar și în alte câteva locuri, nu este nevoie să introducem această taxă suplimentară pe combustibil. Repet, sunt bani furați. Propunerea pe care a făcut-o premierul, am considerat un pas înainte. Deci, un pas înainte spre ce? Spre o discuție cinstită, că o discuție în care să rămâneți la același punct de vedere, că asta ne-a spus. Să vedem, poate fi o amânare de 6 luni să ne convingem dacă sunt venituri. Lucru pe care l-ați propus și nu l-a vrut. Poate ajungem la concluzia că trebuie să o scoatem de tot. Dar, repet și o spun cu responsabilitatea unui șef de stat. Sunt bani care se fură. Iar ce a propus domnul Ponta? Dragi români, lăsați-mă să vă buzunăresc numai în buzunarul drept. Hai să renunțăm care aveți mașini. Hai să renunțăm la taxa suplimentară pe motorină. Dar nu-mi cereți să nu vă bag mâna și în buzunarul stâng unde e taxa pe benzină. Deci e ridicol, adică precum copiii. Trebuie să găsim o soluție în care să arătăm că putem menține deficitul bugetului de stat fără să-i furăm pe români. Dan, ultima întrebare este a ta. Domnule președinte, ați avut informații că pe lângă această modificare a codului penal și legea amnistiei au existat și presiuni pentru schimbarea conducerii SRI? Nu. Recunosc din zona, că nu. Din zona politică. Dar și dacă ar fi, poate fi o mare dorință. Dar nu se poate, pentru că propunerea de schimbare trebuie să o facă președintele. Deci vestea... Vestea proastă este că nu se poate. Nu se poate, că Traian Băsescu nu se poate. Da. Domnule președinte, mulțumim foarte mult pentru... Eu vă mulțumesc mult. Ne revedem luni la o nouă emisiune, evenimentul zilei.